acest film din două motive. Unul, pentru că îmi face plăcere și doi, pentru că mă califică pentru bursele GCRS. Ce sunt bursele GCRS? Rămâneți alături de noi și veți afla. Astăzi am lângă mine pe Sonia și pe Cosmin și e de asemenea reporter la Student TV. Da, cum a spus și Nichi, și eu sunt reporter la Student TV în cadrul organizației Global Confederation of Romanian Students. Și în cazul în care dorești să faci parte din echipa noastră, te rugăm să vizitezi site-ul nostru www.ccrs.ro în rubrica Internship. Da, și eu sunt un reporter Student TV alături de cele două colegi al meu și astăzi în acest film vom vorbi despre universitate, viața de student, dar și de activitățile Global Confederation of Romanian Students, despre bursele Global Confederation of Romanian Students, dar și multe alte. Rămâneți alături de noi. Și încă ceva extrem de important, dacă vreți să fiți la curent cu acțiunile noastre, nu uitați să dați like paginii de Facebook Global Confederation of Romanian Students și să urmăriți live-urile noastre. Nu uitați de asemenea să activați notificările, la fel și pe YouTube și pe Twitter și pe Instagram. Suntem peste tot. Și nu uitați de site-ul numărul 1 când vine vorba despre studii în străinătate, www.ccrs.ro, unde puteți afla mai multe informații despre cine suntem și ce facem. Hai să discutăm puțin despre viața noastră și despre ce liceu ați terminat. Eu am terminat în Cluj, Colegiul Național George Coșbun, pe secția germană și m-am hotărât să vin aici. Eu am terminat Colegiul Național de Informatică Primariat Suceava la profilul Matematică Informatică Intensiv Informatică. Eu, de asemenea, ca Sonia, am terminat Colegiul Național George Coșbuc pe germană mater. Toate materiile au fost în germană, profilul Științele Naturii. Și oare cum ați ajuns voi să descoperiți facultatea? Okay. La mine cred că povestea oarecum lungă. În vara, dinainte să începe clasa 12-a, toată familia mă întreba la ce facultate vreau să merg și eu nu aveam nicio idee. Prin faptul că mă întrebau toată familia acasă, colegii, prietenii, profesorii la școală, mi-am întrebat să și eu nu aveam absolut nicio idee. Așa că am întrebat pe sora mea care deja era student în Dijon, în oraș din Franța, studiază științele politice și pentru că toate că făceam matinful multe matematică și informatică la școală, nu prea vreau să merg pe facultate care să fie exact foarte multe mate sau foarte multe informatică, pentru că nu-mi plăcea pur și simplu să stau să învăț. Așa că soarea mea mi-a recomandat să caut un sat cu universități și facultăți din străinătate, poate acolo voi găsi ceva ce îmi place. Și așa am găsit Universitatea Brăila de Științe Aplicate, unde au facultatea de design și producție de jocuri și asta pentru că a fost unul din hobby-ul meu principal și mi s-a părut ceva foarte interesant, ceva foarte nou pe care nu am găsit în România. M-am informat mult despre facultăți de genul și până la urmă am rămas tot la Preda, dar apoi am început procesul de înscriere care a durat câteva luni. Voi? O să continui eu. La mine a fost puțin diferit. Eu am început cu facultate, m-am interesat despre facultate la care nu studiez acum. Deci vreau să mă duc pe management hotelier, pentru că mi se părea foarte interesant la vremea aceea. Și am găsit în Haga o facultate de management hotelier și am aplicat acolo, m-am dus la interviu. Mă rog, o să zic pe scurt, mi-am dat seama că nu e pentru mine. Dar mi-a plăcut foarte mult Olanda și m-am îndrăgostit de Olanda și am zis că vreau să studiez aici. Și am continuat să caut facultăți pe partea creativă și am găsit facultatea mea care e in Holland University of Applied Sciences în Haga pe profilul International Media and Entertainment Management, care mi s-a părut foarte interesant. Am aplicat la 4 facultăți, am fost primită la toate, dar m-am hotărât să mă duc la asta din Haga și mi se pare un program foarte interesant. Da, cred că fiecare are o poveste destul de diferită, pentru că pentru mine, eu inițial
care le-am vrut să mă duc în Viena să studiez în limba germană business, pentru că se părea logic să studiez mai departe în limba germană, considerând că fusesem la germană matern. Dar am fost, cred că prin clasa 12-a sau 11-a la sfârșit, am întâlnit de universități unde am văzut facultatea ta în Holland. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant acest concept de Applied Sciences. Ceea ce înseamnă Applied Sciences înseamnă că înveți practic și cumva programul și sistemul de învățământ atinge o anumită balanță între teorie și practică. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant acest concept și această facultate. A fost pentru prima oară când auzeam de Music Management sau de Leisure Management. Așa că am mers acasă și am început să caut pe net mai multe facultăți și am văzut că Olanda are foarte, foarte multe facultăți de genul pe Applied Sciences și mi s-a părut foarte, foarte interesant și am găsit această facultate, facultatea la care studiez eu, Breda University of Applied Sciences, aceea care studiază și Cosmin, pe profilul de International Leisure Management, ceea ce înseamnă că e managementul tuturor activităților care aparțin de timpul liber. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant și am cumva m-am decis că aici e pentru mine, aici e locul meu și că mi se potrivește mult mai bine decât ce putea să-mi ofere Universitatea din Viena. Și vorbe, ai început să spui ceva despre procesul de aplicare. Ne poți spune puțin despre ce documente ai avut nevoie? Nu știu sigur cum te bineînțeles, dar știu cu siguranță că am avut nevoie de fișa matriculă, de fișa matriculă pentru anii de liceu, când am aplicat, era de la în toamna clasa 12, așa că am primit doar pentru în clasa a 9 până la 11, era final clasa 12, am trimis o fișa matriculă completă, apoi o scrisoare motivațională să spun de ce vreau să studiez la această universitate, apoi cred că, da, CV-ul, bineînțeles CV-ul și scrisori de recomandare din partea unor oameni și acum, ca o mică paranteză, echipa Global Federation of Romanian Students din Olanda, am reușit să strângem multe scrisori de recomandare în care vă puteți inspira, vă puteți avea trapezată în locul nostru, aveți multe exemple date de scrisori care au aparținut, aparțin elevilor și studenților de aici care au picat cu acele scrisori și sunt foarte folositoare. Apoi, în afară de asta, dovadă diplomă cu competențe în limba engleză, pentru că facultatea mea și persoane pănesc că sunt în limba engleză și ai nevoie de dovadă de discurs, în care să poți descurca. Și altceva mai țineți voi minte, alte documente? Ai avut ceva diferit? Eu am avut nevoie de diploma de Cambridge. Mie mi se cerea și diploma de Cambridge pe lângă astea și diploma de bacalaureat, care nu conta ce medie ai luat, dar trebuia să vadă pe el. Cred că și am avut nevoie de aceleași. Nu am avut nevoie de scrisori de recomandare, doar scrisoarea motivațională, dar în schimb am avut nevoie de diploma de engleză, pentru că tot ce învățăm noi este limba engleză și de aceea a avut să vadă că e nivelul necesar. Și cred că ați menționat scurt de ce ați ales această facultate, dar vă puteți să dezvoltați? Sigur. Deci, după ce mi-am dat seama că managementul hotelier nu e pentru mine pentru că e prea robotic totul și mi se părea că nu e destul de aplicat și de creativ, că cât vreau, cât vreau eu. Am găsit facultatea asta și am văzut că e business creativ și că e media și entertainment, deci aș putea să studiez și film și pe partea de film, de editare de film și de partea din spatele camerelor, dar și pe evenimente. Și din moment ce îmi dădea atâtea oportunități și eu nu eram sigură pe ce vreau să mă duc în momentul ăla, s-a părut un curs foarte benefic pentru mine și da, l-am ales și nu-mi pare rău. Tu? În cazul meu, cum am spus, de design și producție de joc, mi s-a părut ceva foarte interesant de care nu am mai auzit și ținând cont că ce m-au cercetat după industria de jocuri,
board game sau jocuri video este o industrie în creștere, în continuă creștere. Sunt unele produse care depășesc unele filme și mă gândesc că este o parte în care îmi poate dezvolta spiritul artistic într-un fel imaginația, am nevoie de multă imaginație, dar în același timp pot să folosesc cunoștințele de matematică și informatică pe care am adunat în liceu. Și ținând cont că aici în Olanda ce am cercetat, am luat și de cursurile două și asta m-a ajutat foarte mult, mă ajută să mă susțin aici, să iau greutate din părinții să devin independent financiar. Dar acum înapoi la facultate, da, nu regret niciun moment, nu regret niciun moment faptul că am venit aici și nu am mers la facultate normală de inginerie sau orice altceva din România, pentru că aici este super nou tot, super interesant și aș vrea ca posibil să și alți prieteni de mei să fie venit aici cu mine, dar aceia au rămas în România, au ies să stea în România. Ai menționat scurt bursele GCRS și Duo. Voiam să vă transmitem că vom menționa mai târziu puțin ce înseamnă, în ce constau aceste burse, dar pentru cei curioși sau pentru cei care se grăbesc pot accesa site-ul www.ccrs.ro pentru mai multe informații. Și acum revenind la de ce am ales eu această facultate, tatăl meu avea o firmă de evenimente și crescând am tot participat la evenimentele lui și mi s-a părut foarte, foarte interesant ce făcea și mi se părea o industrie foarte creativă în care fiecare avea o libertate în exprimare și în gândire. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant și considerând, cred că tot timpul pe parcursul educației în România, pentru că profilul nostru se axa așa de mult pe partea matematică și partea logică a lucrurilor, cred că tot timpul am avut nevoie. Și teoretică. Da, și teoretică a lucrurilor, cred că tot timpul am avut nevoie de această doză de creativitate. Și cred că și acest lucru m-a făcut să aleg să studiez ceva mai creativ, să mă explorez cealaltă parte a personalității mele și da, de asta am ales leisure management. Și care a fost prima impresie când ai fost în România de facultate? A fost total diferită în comparație cu România, adică chiar îmi amintesc cât de șocat am fost pentru că totul era complet diferit, profesorii erau mult mai deschiși. Ce țin minte că m-a șocat cel mai tare a fost că profesorii veneau și vorbeau cu tine de la egal la egal, ca și cum tu ai fi colegul lor de serviciu sau ca și cum ai fi prietenul lor și să dea foarte, foarte multă responsabilitate, ceea ce te făcea pe tine și să vrei să dai înapoi acea responsabilitate. Și am fost puțin șocată și din cauza faptului că am așteptat să am foarte mulți colegi internaționali, dar am ajuns într-o clasă cu foarte mulți olandezi, ceea ce n-a fost un motiv să mă supăr sau așa, dar a fost un șoc, bineînțeles. Și al doilea șoc a fost că toți colegii din clasa mea, niciunul dintre aceia, niciunul nu locuia în Breda, că toți mergeau cu trenul din alte orașe de lângă. Și la început m-am panicat puțin, oare o să fiu în stare să-mi găsesc prieteni aici, pentru că, da, e mai greu să menții o prietenie cu oameni care locuiesc în alte orașe. Dar, din punctul de vedere al sistemului de învățământ, am fost foarte, la prima impresie am fost foarte, foarte șocată, pentru că a fost complet diferit de ce mă așteptam. Șocată bine sau? Șocată bine. Nu eram obișnuită cu acel sistem și de asta m-a luat puțin prin surprindere, dar a fost un șoc de pozitiv. Despre voi? Hai că spun eu. Pentru mine, eu când am venit aici nu știam nimic, adică nu pot să zic că m-am informat foarte mult despre facultatea la care mă duc și m-am dus în prima zi și țin minte că era un DJ care punea muzică în curtea școlii și mă uitam așa și am zis, da, am venit în locul potrivit. Și toată lumea povestea cu toată lumea și erau profesori care au intrat cu mine în vorbă fără să-i cunosc și mi-au zis că da, o să îți predau cursul ăsta și cursul ăsta, anul ăsta și eram, nu
venea să cred. Și după aia țin minte că nu știam în ce clasă sunt, așa că am început să vorbesc cu oamenii din jurul meu, pe care nu știam deloc. Erau din toată lumea, erau asiatici și olandezi și nemți, și din toată lumea. Și după aia m-am pus la oră și a venit un profesor care tot așa m-a spus, Nichi, vorbea cu noi de la egal la egal și ne povestea despre experiențele lui și cum el are... cum a lucrat în industria muzicii și câtă experiență are el și a fost superb să văd diferența între un profesor care nu mă îți predă teoretic și unul care vrea să îl cunoști, vrea să te cunoască și pe tine. A fost o impresie foarte bună și după aia încet mi-am dat seama că toți profesorii sunt așa, și că nu trebuie numai să stai în bancă și să asculți ce predau ei, ci cursul e o conversație între profesor și elev, ceea ce mi s-a părut superb pentru o facultate. Da. În cazul meu, prima impresie a fost faptul că clădirea principală a Facultății Medicină Renovare, tot campusul mai mult sau mai puțin este inovare și așa că anul ăsta am fost mutați la o clădire oarecum nouă, mai mică și în prima zi de școală stăteam destul de departe de facultate și până când am ajuns acolo cred că m-am pierdut vreo 3 ori de bicicletă, tot eram cu GPS-ul cu telefon în mână și tot mă vârteam în cerc prin cartierul unde era facultatea când mai nou o găseam, dar după aia, la final, când am ajuns acolo, am văzut că era toată lumea studenți, profesori vorbeau, aproape nu făceam diferență între un elev sau un student, toți arătau la fel, se comportau la fel, vorbeau de la egal la egal din nou. Apoi, cred că ceva profesor, nu mai țin minte, pur și simplu m-a văzut pierdut, că nu știa ce caut acolo și mi-a întrebat ce facultate sunt și mă duc să-mi dea la clasa mea și că erau mănuți. Nu cunoșteam aproape cu nimeni, doar eu cunoșteam câteva fețe pe care am văzut la deschiderea, care era cu săptămâna, nu cred. Și pur și simplu m-am pus acolo și eram pregătit, că am scos căietul în față, pixul, creionul, rica, pregătit să iau notiții sau ceva și am fost surprins că până acum nu cred că am scris mai mult de 3 pagini, că căietul ăla de cu prima săptămâna nici nu l-am mai luat cu nimic. Am fost surprins faptul că nu erau foarte deloc pe teorie, doar ce vorbeau profesori și dacă voiai să luai notiții ca să ții notiții, dacă nu, nu. Noi rest doar ne dau un proiect, ne dau obiectivele și ne dau drumul să facem ce vrem noi, gata, că la final aveam obiectivele îndeplinite. Și am fost fapt prin surprindere că mă așteptam să fie ceva o zi, două teorie, apoi o zi de ceva, apoi poate un pic de practică și la final zilei iar un fel de teorie, dar fost fix opusul. Numai practică și apoi într-o zi, miercuri, sunt niște workshop-uri, mai fi cursuri, ceva de... Poate unele sunt speciale pentru proiectul nostru, dar sunt doar lucruri interesante despre istorie sau ce mai este nou prin lume și sunt foarte interesante, mereu îmi place să uit acolo. Și nu știu cât de mult chiar îmi place, dar dacă mergem acolo, crește în ochii profesorului, chiar suntem interesați. Acestea sunt opționale? Da, sunt opționale. Nu este prezent sau nu de care afli lucruri și interesante. Și cam atât, dar profesori la fel, foarte deschiși, foarte vorbăreți. Dacă ai probleme și nu vii, vrei să îi rupi, să te ajute, să supără pe de ce stai singur și nu cer ajutor. Și eram complet surprins, erau complet la cursul lor. 180 de grade față de România. Da. Și vorbim puțin despre structura programului, ați menționat foarte puțin, dar dacă avem o perspectivă mai mare asupra lucrurilor, îmi poți spune, Sonia, și tu, Cosmin, despre cum arată structura anului? Sigur, vor să vorbim despre primul an sau... Putem vorbi și despre program în general și după aia să restringem, să... Deci, da, școala mea, facultatea mea are 4 ani. În primul an
împărțit în patru. Fiecare trimestru, să zic așa, are, fac cursuri diferite și la fiecare sfârșit de trimestru am o sesiune în care trebuie să predau toate proiectele și să dau niște examene scrise. Deci înveți pe parcurs și nu ți se strânge materie 5 luni și după aia o lună înveți în continuu. Și așa a fost primul an. Apoi, al doilea an, am avut la fel în prima jumătate de an, iar în februarie 2019 o să încep un proiect care se cheamă Newbie și o să lucrăm cu proiecte de la companii adevărate, deci companiile o să vină la noi și o să ne spună, eu m-am dus pe evenimente. Că am spus înainte că puteam să aleg între film și evenimente, m-am dus pe evenimente și o să vină filmul la noi și o să ne spună, uite, vrem să ne organizați evenimentul ăsta și eu împreună cu o echipă de alte 5 persoane o să organizăm cap coadă tot evenimentul pentru ei și ăsta o să fie proiectul final. Pe lângă o să fie niște cursuri care ne ajută să organizăm evenimentul ăsta, dar proiectul și modul o să primim pe asta. Iar anul 3 va fi jumătate schimb de experiențe și jumătate internship. Și anul 4 mă pot întoarce aici sau pot să mă duc în altă țară să îmi scriu lucrarea de diplomă. Foarte interesant. La tine, Cosmin, cum e? La mine facultatea durează 4 ani, 3 ani care stăm la facultate, pur și simplu lucrăm la facultate și la 4-le ani. Nu știu dacă suntem obligați sau este recomandat să-ți găsești un loc de lucru în internship, să lucrezi la o companie, să te angajezi sau pur și simplu să deschizi propria companie și să faci ceva. Acum, în rest, primii 3 ani sunt împărțiți în câte 4 blocuri. Un bloc reprezintă un proiect care durează cam 2 luni jumate. La finalul unui bloc, un proiect, primești o notă. Dacă ai trecut, ai trecut, bravo, felicitări. Dacă nu ai trecut, dacă nu ai trecut de trecere, școala îți mai dă o săptămână timp să îți remediezi munca, să mai ridici o săptămână de muncă, după aceea să te mai notează o dată. Și dacă după acea săptămână ai obținut o notă de trecere continuu, cursul poți să n-ai nicio problemă, dar dacă ai picat, nu știu care sunt șansele, dar nu ar trebui să mai intri în anul următor, pentru că nu ai avea destul de puncte, pentru că un proiect de 15 puncte ca să treci la 60 de puncte, 4 proiecte, 15-60, dar dacă ai picat un proiect, ai puncte destul și n-ar trebui să te lase să intri în anul 2, dar din câte am înțeles, poate depinde de la caz la caz, spun eu, chiar dacă ai picat, te poate lăsa după lăsa profesorul să intri, alte ori nu, așa că n-am înțeles cum funcționează treaba asta. Poate au probleme personale, da. Da. Mai ales o specifică, dacă ai probleme personale și ai dovadă, ai o dovadă că nu încerci să minți ca să trebuie să te ieci atunci, da, înțeleg și te lasă să treci, dacă pur și simplu din cauza ta, că nu ai muncit destul, atunci nu știu dacă te las. Apoi, anul 1 și anul 2 sunt aproape la fel, dar anul 3, a noi acum ne învață faptul că câte 4 lucruri în fiecare proiect are 4 faze, dacă nu mă înșel, concept, preproducție, producție și apoi finalizare, lansare după lansare. Și în primul an, 4 lucruri pentru fiecare fază, cred că în anul 2 la fel. Dar în anul trebuie să fie un singur proiect de un an, dar cred că o să primească note la fiecare sfert de an. Iar la finalul anului, de obicei, trebuie să ai produs final, un joc final, orice e finalizat, pe care, dacă vrei, poți să lansa pe piață. Și sunt unele proiecte care chiar au fost lansate pe piață și cu acele proiecte, studenții și-au găsit un loc de muncă la companii mai mari pentru că au avut un dosar foarte bine pus la punct și da, poate facultatea este, asta este să-ți construiești un dosar care îți ajută să-ți găsești un loc de muncă în industrie de fapt. La mine structura este foarte asemănătoare cu structura Soniei.
La fel, avem și noi primii 2 ani să fac la facultate aici, al 3-lea an este exchange internship și al 4-lea an aprofundezi o materie și îți faci lucrarea de diplomă. Singura diferență, cred că, este că noi avem doar 2 semestre și în fiecare semestru avem mai multe proiecte pentru clienți reali. Cum a spus și Sonia, o companie vine la tine, îți adresează o anumită întrebare sau îți dă o anumită temă. Și tu trebuie să le satisfaci cererea. Și fiecare dintre aceste proiecte se bazează pe altă cunoștință. Spre exemplu, marketing sau design sau așa, dar cam asta este singura diferență. Și acum să deschidem puțin atmosfera, aș vrea să vă adresez o întrebare cu Fulger. Ne puteți spune puțin despre hobby-urile voastre? Sigur, o să încep eu. Mie îmi place foarte mult să dansez. Unul dintre hobby-urile mele este dansul și de asemenea blogging-ul. Din păcate, când am venit aici, am renunțat la dansuri din cauza că când eram în Cluj, în România, totul era organizat. Dar încerc să merg și aici la unele workshop-uri, clasuri de dans, iar cu blogging-ul încă continuă. Hobby-ul meu s-ar fi interesant, dar, pur și simplu, de obicei, dacă am timp liber în weekend-uri sau după o zi de școală, eu sunt atât de mult că nu vreau să fac nimic, doar stau în casă, ascult muzică, mă la filmulețe pe YouTube sau filme, seriale, dar, în general, dacă am mai mult timp și mă simt că, pur și simplu, ies la plimbare și îmi place să fac poze la clădire, la oameni, la natură, la... Sunt vrea să fotografiez chestii, lucruri pe care le găsesc interesante. Păstrez pentru mine ca amintiri. Tu? Foarte interesant. Eu am făcut dansul alături de Sonia, așa că poți considera și eu dansul o anumită pasiune și eu m-am lăsat când am venit aici pentru că mi-a fost greu să găsesc cursul de dans care să predea în limba engleză. Și de asemenea îmi place să petrec timpul alături de ceilalți, cu prietenii mei sau cu familia mea și îmi place să citesc și mă uit la filme, cred că niște hobby-uri tipice. Am și eu o întrebare pentru voi. Urmăriți emisiunile Student TV? Desigur, eu în fiecare seară când mă uit pe Facebook sau când am timp în timpul zilei, îmi place să văd live-urile și să mă uit cât cel puțin minim jumate de oră mă uit la emisiune, pentru că mie mi se pare foarte, foarte interesant să aflu noi informații despre experiența colegilor mei din alte stații studente din Olanda și mi se pare foarte interesant despre ce discută și da, să aflu noi informații despre facultățile lor și despre viața lor. Tu, Cosmin? Nu pot spune, nu știu dacă pot spune exact cât de mult mă uit, dar pentru că, în general, când stau prin casă, când fac treabă sau când mă am ceva și pur și simplu dau pe live-ul la Student TV pe Facebook și las vorbească când am să mai aud ce spun colegii mei din alte orașe sau din alte orașe, nu să chiar să mă văd pe mine, să văd munca, că mi se pare foarte interesant și de obicei mai sunt atent la comentarii în caz că pune cineva vreo întrebare să pot să răspund dacă știu răspunsul la întrebare, ori dacă nu pot să redirecționez pe site-ul Global Confidential Romanian Student sau să dau contactul unui alt coleg care se pricepe mai bine în acel domeniu. Dacă m-am menționat, Cosmin, nu ezitați să ne contactați orice întrebare aveți, ori pe noi personal, ori în secțiunea de comentarii. Da, nu uitați să ne urmăriți emisiunile pe Facebook și pe YouTube și să porniți notificările pentru a fi la curent cu toate informațiile. Și acum puțin revenind la subiectul la care am plecat. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre tinerii care pleacă din țară să studieze. De ce credeți că aceștia pleacă din România pentru a studia? Eu sunt de părere că cei care pleacă în străinătate își iau inima în dinți și vor să experimenteze ceva nou față de ce se întâmplă în România. Pentru că ceea ce studiem noi, de exemplu,
și multe cursuri care se fac aici în Olanda nu există în România și în România nu ai posibilitățile să studiezi, să mergi pe evenimente sau de alte industrii creative sau de industrii. Da, și de asemenea mi se pare că stilul de predare, cum am zis și înainte, este diferit și e o maturizare forțată, să spun așa. Dacă vii aici și ești singur și ești pe cont propriu, vezi altcumva lucrurile. În cazul meu, cred că oamenii au mult sau mai puțin de frică faptul că mereu eu sunt cerut de mai mult sau mai puțin avut, nu eram sigur la ce făcut, că vreau să merg în România, nu puteam să aleg nimic pentru că peste tot unde mă interesează, mă sperau cantitatea de informații, de teorii pe care trebuia să o învăț doar pentru un singur examen și mă gândeam că dacă nu făcea plăcere să fac asta pentru tezi, bac la liceu, la facultate, erau de două, trei ori mai multe informații și chiar nu mă simțeam în stare. Nu face așa ceva și ținând cont că mai multe, cea mai mare parte din acele informații nu sunt tocmai utile, așa că de asta am ales să vin aici, unde învăț lucruri utile, aplicabile, aplic imediat ceea ce învăț și sper ca cei care pleacă în sănătate poate vor să întoarcă în România să aplice informațiile necesare dacă nu vor să fac asta și doar vor să vină în sănătate să câștige, să câștige mai bine, dacă nu vor să sacrifice într-un fel să întoarcă în România să facă schimbare, dar da, preferabil, cred că asta doar pentru că vor ceva de la ei și poate de la pentru alții, pentru familie, pentru toată lumea. Da, și eu sunt de aceeași părere. Cred că rămân foarte mulți studenți în România din comoditate și din frică, dar sunt mulți care poate nu pot pleca din țară pentru că nu au posibilitate de finanțare. Și acum cred că a venit și timpul să vorbim despre bursele GCRS și ce înseamnă acestea. Global Confederation of Romanian Students este o asociație non-guvernamentală cu sediu în Suedia, care a fost înființată de studenții români pentru a ajuta alți studenți români care merg în străinătate. Bursele GCRS nu sunt oferite direct de către Global Confederation of Romanian Students, ci de statul în care tu studiezi. În Olanda există DUO. Dacă lucrezi 56 de ore pe lună, ei îți oferă o sumă undeva la 1000 de euro pe lună și pe lângă îți oferă transport gratis în toată țara. Deci tu poți accesa aceste burse dacă lucrezi 56 de ore pe lună. GCRS, Global Confederation of Romanian Students, îți prezintă acest concept prin care ei te ajută să accesezi aceste burse. Tu devii freelancer în Olanda, iar ei îți fac un contract de colaborare. Și așa poți accesa aceste burse și poți să accesezi acești bani și să nu te mai îngrijorezi de situația ta financiară. Da. Și dacă mai aveți alte întrebări, nu ezitați să ne contactați pe Facebook, în secțiunea comentarii, pe live-urile noastre și de asemenea vă invităm să ne urmăriți pe YouTube, Instagram și Twitter. În cazul în care dorești să faci parte din echipă, poți accesa site-ul nostru www.ccrs.ro la secțiunea internship. Te așteptăm! Mulțumim, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit! Mulțumim! Mulțumim! La revedere! Yeah. Yo.